Hai, salut băieții și bine am găsit la un episod din seria noastră zilnică de Sump. Băieții, o să vorbesc puțin mai încet pe clipul ăsta pentru că e noapte și nu vreau să trezesc lumea. Și hai să dăm direct drumul la treabă. Vreau să-mi cer scuze în primul rând pentru că ieri nu am putut să postez, însă o să mă revanșez astăzi, o să postăm clipul ăsta și o să facem și un livestream. Hai să trecem direct la subiectul din titlu, pentru că asta cred că vă interesează pe mulți, dacă e clickbait, dacă nu e clickbait, bine, e așa, nu... Dacă vreți să mă jurați pentru clickbait, chiar dacă... Bine, e clickbait. Hai să zicem că e clickbait. Puteți să o faceți, că nu mă deranjează. Fac clickbait-ul ăsta, gen am pus titlul ăsta clickbait pentru ca să vă ajut și pe voi și pe... Nu neapărat doar pe abonații mei, și pe ceilalți jucători, poate care chiar nu sunt abonați și dau click doar ca să vadă care-i treaba. Din ce în ce mai mulți jucători apar pe server cu problema la donații. Deci donează bani cu cardul și nu-ți primesc banii. Jucători care au donat 10 de euro sau 5 euro, 6 euro, nu are importanță, sunt banii lor, sunt bani munciți de voi și nu e ok să-i pierdeți așa. Problema este la donația cu cardul. Nu știu dacă toți aveți problema asta, însă... V-am zis, apar din ce în ce mai mulți jucători care au problema asta și donează foarte mulți bani și nu-și primesc punctele premium pe joc. Vă recomand să folosiți Paysafe momentan. Hai că am rostit și una. Vă recomand momentan să folosiți Paysafe sau alte metode de plăți pentru că riscați să vă pierdeți banii. Nu o să dau nume cine a donat și nu a primit banii, însă unii jucători au ajuns chiar să se lase de server din cauza asta, jucători care aveau ceva level, ore, avere pe joc și dintr-o prostie, dintr-un bug, nu știu exact de la ce a apărut chestia asta, jucătorii au ajuns să se lase. Nu știu dacă Duc știe de problema asta, dar cred că știe pentru că vă dați seama că jucătorii au făcut tichet. Nu știu dacă problema a fost rezolvată. Nu vreau să fie luat clipul ăsta în nume de rău pentru comunitatea pe care joc, pentru că nu fac asta intenționat. Clipul e făcut doar să vă avertizez să nu mai donați cu cardul pentru că e sistemul, sistemul este buguit și riscați să vă pierdeți banii aiurea. Unii poate interpretați că bă, hunere, de tempul la mea că faci hate, că faci morții mei, nu știu. Dar de asta v-am și zis că nu e nume de rău, doar vreau să vă avertizez, să aveți grijă ce faceți și nu mai donați momentan pentru că nu o să vă primiți punctele premium 100% dacă donați cu cardul. Nu știu cu celelalte Paysafe sau cu SMS dacă merge, dar mai bine vă luați o pauză și așteptați. Hai să dăm și noi Get Gift și să deschidem un crate că tot e două noapte și nu prea avem ce face pe server. După cum știți, la fiecare început de săptămână m-am băgat tare pe N-uri. Puține, dar bine, eu chiar m-am jucat pentru a face N-uri, dar nu au fost, așa că next time, ok? Next day. Hai să vedem dacă prim... Aoleu, l-am văzut pe ăsta la 5 km, cum vedea. La 5 km să moară băieții. Mi-a bugui și NRG-ul. Fii atent că mi-a bugui NRG-ul și nu mi-a pus oricum el. Bă, ce ți-am zis, mă? Coaie, mi-a bugui NRG-ul. Hai să luăm la pas. M-am pierdut ideea. Ce pula mea vorbeam? Da, mă. M-am pierdut ideea. Sunt foarte, foarte prost. Unde e? Gift. Slash grr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 
admin 1, helper care au intrat în staff, foarte mulți, vreau să-i felicit pe toți, Molotov, felicitări Molotov, bine, nu doar lui Molotov, dar am spus așa pentru că el este o persoană mai importantă pe canalul meu de YouTube și am să îi pronunț numele. Hai să vedem dacă avem noroc la bulangiul ăsta de giftbox. Cam asta a fost, vezi, cu titlul. Dacă doriți de acum puteți să ieșiți, dacă nu, vă respect chiar dacă stați și când nu vorbim despre ceva mai interesant. Hai să vedem dacă avem noroc. Cât skin? 5 KKK, frate. Ia să vedem. Te dracu. Hai că-l ai, hai că vreau să-l dau. Ce sclavi.
Nu-i dau, bă, nu-i dau coaie, zbulă, nici dacă-i dau coaie. Nu mă mai înjurați, bă, bă, nu mă mai înjurați așa, coaie, că am văzut că mulți v-ați făcut un obicei. Futuți morții, mă, tihunere, clavule, băgame și pula. Coaie, mă înjurați, am pula, bă, eu înțeleg când e o glumă. Că veniți la mine să ziceți, nu știu, rehunăr muie sau ceva astea, dar le mai înțeleg, dar ce sclavești și du-te dracu și... Dar astea nu, mă, nu. Acum putem lăsa să-i dau mare mult, înțelegeți? Eu vă las așa să mă jurați, să vă simțiți și voi bine, dar nu... Nu să nu abuzați, să profitați de chestia aia pe ăsta în jur, că nu-mi dă mult. Vă dau coaie și eu mult, am zandat în seara asta vreo 20 de muturi, fără să exagerez. 10 minute, 20 minute, 5 minute, cât consider eu, da. Nu pot foarte chiar să vă las așa pe tot să mă jurați. Păi cum ar fi să vină 200 de abonați, să zicem, din ăștia 3000 pe care am, să-mi dea mesaj în fiecare zi. Nu m-a pula, mă, tahunăre. Da, mă, mai ales astea cu de mamă, morții mătii sau papula măta și astea. Nu, coaie, se adere mult, vă dau ați nebunii la cap. Ce dracu să mai facem, mă, pe Samp, că nu vedeți nimic interesant la prostul ăsta de hunăr. Nu mai am idei cu aici să mai postez, ați nebun la cap. Am zis asta și în clipul trecut, sau acum două clipuri, nu mai știu. Da, acum două clipuri înainte de clipul cu Michael. Și da, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de la ultimele clipuri. Am zis că am strâns aproape 150 de like-uri la toate clipurile trecute, din ultimele 3. Și asta nu poate decât să mă bucure. Nu prea am avut eu episoade cu peste 100 de like-uri, dacă n-am nici multe cu 100. Și chiar mi-ați dat așa un vibe mai bun cu like-urile alea. Bine, acum mai două noapte și mi-am zis că nu vreau să trezesc toată lumea din casă. Dar pe live-uri și pe asta cred că se observă. Am văzut că și pe live-uri am început să strângem peste 70-80 de like-uri, în condițiile în care înainte nu strângeam 50 pe live. Adică, bine, mai strângeam și câte 50 să nu fiu bulangiu, dar... Doar dacă vă ziceam eu și așa am văzut. Emoji. Da, 204 emoji. Am dat și un ad. Hai să vedeți să vă arăt și vă cât am la raport, cred că vedeți. 259. De fapt cred că nu v-am arătat, dar nu contează. Bă, sunt prost, că mă plimb pe jos în... Reform. Uite-o pe ăsta. R24. Next. Kick. Ia, hai mă, că am găsit mașină. Ce se reformulezi? N-ai. Da, scris, mă. Răbda, tată. Bă, eu nu supor, mă, când știu că am făcut ceva corect și vine un jucător. Bine, acum la faza asta nu a fost așa, dar nu supor când am făcut ceva corect și vine un jucător care, nu știu, să vă dau un exemplu. Uite, de exemplu, hai să vă zic, că cred că n-am întâlnit. Eu sunt un PD rank 6, 500 de zile. Mă duc după unul, îi dau 3 somații, îl omor și îmi dă mesaj un jucător, abia intrat în PD, n-am mai fost niciodată, și îmi dă mesaj că, bă, pulă, vezi că n-ai voie să dai kill la drept, că ăla avea drept. Și de fapt i-am dat 3 somații la drept și dau kill, înțelegeți? Bine, nu chiar să se formuleze așa, dar nu supor să... Nu să... Bă, da, să-mi fie atras atenția așa, iurea, și după să te mai și contrazici cu mine pe tema asta. Nu, frate, dacă ți-am zis că, bă, lasă-mă, mă, așa, că dacă am greșit e bine, dacă n-am greșit iarăși bine. Dar nu vii coaie tu cu level 1 să mai pe mine la cu level 99, gen. Autoclicker. Clicker. Nab. Clicker, pardon. Autoclicker. Da, m-am și un ban în LP. Băga mea și de autoclicker. Ia să vedem, Wanted.
Antedu, 900 de metri. Dacă mergem spre el, să nu patru, că vine el spre noi. Nu mai mergem noi spre el, vine el spre noi și mergem, îi dăm mare bucată, presimt. Ia fiți atenți. Una bucată somație. Doi bucată somație. Trei bucată somație. Coboară. Bag pula. Uite, 1, 4, 8, 10. Nu e. Un baj vulgar. Dacă ai tras, ai dus. Hâți. Hai că n-aș fi numit. Mâr. Se dă 15 pentru limbaj. Bun. Ce ziceam? 15 și o știți. Hai că știți dacă... Da, mă, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. V-am zis ce am avut de zis. Dacă aveți sugestii de clipuri, puteți să-mi lăsați în comentarii. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Dacă vreți în continuare episoade cu Sam, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Ne vedem data viitoare. Re!